cu oricine vorbești, cu oricine te întâlnești, nu contează că e mic, mare, sărac, bogat, că trăiești în România, în America, în Germania, în Irlanda, unde ar vrea. Toată lumea spune că e greu. Și ce aud? Greu, frate, zice. Ca pe pământ, ați auzit asta? Cum așa ca pe pământ? Zic, te-ai culcat flământ vreodată? Nu. S-a dat Dumnezeu casă, da. S-a dat Dumnezeu masă, da. S-a umplut Dumnezeu cămara, frigiderul, dulapurile, mesele tale spline, mâncarea ta orunci la gunoi, la tomberon. Ești binecuvântat din călchie până în creștere. Nu mai știi de bine. Uite, hotărăști o zi să nu-ți mai folosești mâinile deloc. Mâine dimineață, când te scoli din patul tău, să aștepți să te îmbrace cineva. Să te pui la masă, să aștepți să te hrănească cineva. Numai o zi să te duci la toaletă. Să aștepți să vină altcineva cu tine. Să te ajute în cele mai intime lucruri. Să te spele pe față, pe din, să te lege la șereturi. Nu să-ți mai trebuiască nimic. Nici casă mai mare, nici bani mai mulți, nici nu mai știu ce vrei tu. Gata. Gata. O să fie ziua pocăinței tale. Ascultă-mă, asta, experiența asta, face cât 1000 de predici, îți garantez. Aș vrea să închizi ochii acolo unde ești. Și împreună cu mine să-i spui Domnului așa. De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse, și inima spre răsărit și fața mi se-ntoarse și inima spre răsărit și fața mi se-ntoarse. Sufla asta îmi place foarte mult. Sufla asta care urmează. Voi mă cunoașteți, pentru cei care nu. Vă spun că de la 10 ani trăiesc fără amândouă mâini. Și mulți ani în viața mea n-am putut să-i spun Domnului. Atunci când biserica unde eu am crescut cântau cu atâta patru, ascultă foc strofa asta, era un adolescent acolo în spate care nu putea să cânte cântarea asta. Dar a dus Dumnezeu o zi în viața mea când am putut să spun așa. Iisus, Iisus, noi te așteptăm. Haideți împreună. Cum crine așteaptă roa, privind spre ceruri te chemă. Cântă acum. Cum mâinile-a mândoa, privind spre ceruri te chemă, cu mâinile-a mândoa. E adevărat că nu știi să prețuiești ce ai până nu pierzi. Poate că din dimineața asta o să cânți altfel cântarea asta. Că ce altceva vrea Dumnezeu și de la mine și de la tine decât să poți să-i spui cu toată inima ta așa. Și-ți vom cânta, Iisus iubit. Haideți cu toată adunarea. De dragoveșnicie, că și-te-am chemat, că știam că și te-am dorit, și te-am dorit, cât nimeni nu știe, cât nimeni
chema și te-a dorit, cum nimeni nu știe. Că te-am chemat și te-am dorit, cum nimeni nu știe. Acum fi sincer, că Dumnezeu știe oricum. Oare poți tu cu toată inima ta, uite, acum ai 12 și 15 minute. Poți cu toată inima ta să spui Domnului, Doamne, acum, în minutul ăsta, așa aș vrea să vii. Mi-e așa de dor de tine. Așa aș vrea să te văd. Așa m-am săturat de pământul ăsta, de necazurile astea, de COVID-ul ăsta, de valul 5, de... Mi-e așa de dor de tine. Hai, fi sincer. Poți să spui așa. Sau dacă e sincer, zici, Doamne, nu veni. Nu veni, Doamne, că dacă vii acum, nu știu ce va fi cu mine. E adevărat că mi-am bătut eu picioare la biserică 10 ani, 20, dar nu veni, Doamne, nu veni. Foarte scurt aș vrea să vă spun câte ceva despre mine pentru cei care nu știți. Și apoi o să am un cuvânt pe care Domnul mi-a pus pe inima pentru voi. Dar îmi place versul ăsta pe care l-am cântat ultima oară. Că și te-am chemat și te-am dorit, cum nimeni nu știe. Și totuși, știți ce m-am gândit? Știe cineva, în afară de Dumnezeu. Știți cine știe, frate, cât de mult l-ai chemat tu pe Dumnezeu, cât l-ai dorit? Știi cine știe? Soția ta de acasă. Știți că într-o biserică, e adevărată istoria asta, unul striga tare în fiecare seară de evanghelizare: Doamne, umplă-mă cu Duhul Sfânt. A doua seară iar: Doamne, umple-mă. A treia seară: Doamne, umple-mă. Și la un moment dat, în timp ce el striga: Doamne, umple-mă, se ridică o femeie din spate și strigă și ea în același timp: nu-l umple, Doamne. Nu-l umple, că are crăpături și curge. Era nevasta lui. Ea știa. Știa cine e la casă. Și ce-o zis de vasă asta? Doamne, mai bine lipește-l, că ăsta de-aba torne în el până iasă în curtea bisericii gol tot. Curge tot din el. Lipește-l, Doamne, și pormă tornă ceva în el. Și s-am văzut în viața mea foarte mulți creștini goi. V-ați văzut? Goi. Și m-am gândit, cum e ăsta gol, că toarnă Dumnezeu în el, dar toarnă. Și am găsit răspunsul. Are crăpături și curge. În seara asta, dacă cumva curge ceva prin fisurile vasului tău, spune Domnului: Doamne, lipește-mă tu. Și apoi toarnă ceva. Repede, repede vă spun, că așa repede fuge ceasul. Eu am observat la voi în Irlanda, ceasul merge mai repede ca la noi. Nu știu de ce. Repede vă spun, pentru cei care nu știți. În urmă cu mulți ani, Dumnezeu m-a îngăduit să trec printr-o încercare și Domnul a hotărât că trebuie să trăiesc viața aceasta pe acest pământ fără amândouă mâini. Sunt aici înaintea voastră, dragii mei, ascultați-mă. Nu să vă spun că e greu, că așa cum spuneam de dimineață, astăzi toată lumea spune că e greu. E o modă asta. Așa că e o modă. Cu oricine vorbești, cu oricine te întâlnești, nu contează că e mic, mare, sărac, bogat, că trăiești în România, în America, în Germania, în Irlanda, unde ar vrea. Toată lumea spune că e greu. Eu mai întreb pe frați, ca un test așa, cum e, frate, viața ta? Știi ce aud? Pretutindeni. Știi ce aud? Greu, frate, deci. Ca pe pământ, ați auzit asta? La voi se zice așa? La voi nu se zice, stau, Domnule, mă, sunteți exemplu aici. Zice unul, greu. Zic, mă, dar cum așa ca pe pământ? Zic, te-ai culcat flământ vreodată? Nu. Ți-a dat Dumnezeu casă? Da. Ți-a dat Dumnezeu masă? Da. Ți-a umplut Dumnezeu cămara, frigiderul, dulapurile, mesele tale spline, mâncarea ta orunci la gunoi, la tomberon. Ești binecuvântat din călchie până în creștere. Nu mai știi de bine. Zic, da, binecuvântat, Domnul, da. Și tot mai întrebată, cum e viața ta? Stă ce stă și zice, tot greu. Ascultați-mă, nu știu dacă irlandezii au boala asta, noi rămâni o avem, trebuie să recunoaștem. Ne place să ne plângem, dar ne place.
Spuneam azi dimineața, am întâlnit pe unul în România care avea 100 de milioane pensie. 100 de milioane, 2000 ceva de euro pensie în România, frații mei. Și am zis, uite, în sfârșit un pensionar fericit. Ce ziceți, era fericit? Da, de unde? Era tare supărat, vă spun. O zic către mine, frate, zice, eu trebuia să am pensia mai mare, dar m-o tăiat-o ăștia, zice. Și a zis, bă, cum mă? Logic, gândește-te, cum să ai 100 de milioane pensie și tu tot nemulțumit să fii? Și atunci mi-am dat seama cât e de gravă boala asta. Asta e boală grea, frații mei. Ascultați-mă, știți de ce e grea? Știți de ce e grea? Că nu doare. Așa spune doctorul, că o boală care nu doare duce direct la moarte. Că dacă te doare capul, picioarele, spatele, iei o pastilă, faci ceva. Dacă nu te doare, nu știi că ești bolnav. Am întâlnit un frate la vreo 80 de ani într-o biserică și a zis către mine. A zis, fratele meu, zice, toată viața mea am suferit de boala asta. Auzi, toată viața mea am fost nemulțumit de soția mea. Ce a făcut? N-a făcut bine. Nemulțumit de copii, nemulțumit de familie, nemulțumit de biserică, nu mai zic, nemulțumit de păstor, oho, nemulțumit de pensie, nemulțumit de salar, nemulțumit. Dacă s-a făcut, de ce s-a făcut? Dacă nu s-a făcut, de ce nu s-a făcut? Toată viața am trăit așa. Veșnic nemulțumit. Recunoști pe cineva așa? Auzi, zice, astăzi mi-am dat seama că-s bolnav de boala asta. Și știi ce mi-a zis? Astăzi am cerut Domnului o inimă nouă. Și eu am fost bolnav de boala asta. Și de-aia știu ce spun. E grea boala asta. M-a întrebat odată cineva, frate Sergiu, care zici tu că cel mai nemulțumit, cel mai fericit om din lumea asta? Mă zic, știi cine e cel mai fericit om din lumea asta? Omul mulțumit. Ăsta e cel mai fericit. Și cine e cel mai nefericit? Știi cine? Omul nemulțumit. Dar m-am gândit, cum a reușit diavolul? Diavolul e așa de hoț. Se ruga unul într-o biserică, Doamne, diavolul e hoț, dar tu ești mai mare, zice. Cum a reușit diavolul să facă asta? Fii atent. M-am gândit, ascultați-mă bine, m-am gândit la bunica mea, la bunicii noștri. Știți că bunicii noștri umblau în opinci? Pentru tinerii care nu știți ce se iau opinci, niște Adidas Nike de cauciuc. Ăștia nu se rup niciodată pe viață. Femeia asta umbla în opinci, ascultați. Muncea de dimineața până seara pentru o farfurie de mâncare. Acum fii atent. Dormeau 6 într-un pat. 6. Și mâncau 9 din aceeași oală. Și acum ascultați minunea. Erau mulțumiți. Și acum uitați-vă la noi. Eu nu vă știu, dar zic așa. Fii atent. Mașină de spălat, mașină de călcat, mașină de răcit, mașină de încălzit. Știți că s-a inventat și mașină de făcut sarmale. Am văzut la cineva. Pui varza, apăși pe buton și ea sunt împachetată, gata, tot. Totul la buton. Noi, generația la buton. Noi care stăm binecuvântați de călcă până în creștet. Și ascultați acum. Noi suntem mai nemulțumiți ca bunicii și părinții noștri. Oare de ce? Vă dați seama ce vremuri? Stătea nora cu soacra în casă. Ați auzit, fetele? Ați auzit de vremurile astea? Stătea nora cu soacra în casă. Wow! Cum de ei erau mulțumiți și noi nu? Și m-am tot gândit. Și știți ce mi-a descoperit Domnul? Ascultați, dacă veți uita tot ce spun acum, țineți minte asta. Ascultă ce a făcut diavolul. S-a luat privirea de la ce ai. S-a îndreptat ochii spre ce nu ai ca să nu te mai poți bucura de ce ai. E simplu. S-a luat privirea de la ce ai, atât cât ai. S-a îndreptat ochii totdeauna spre ce n-ai. N-ai observat că altul e mai binecuvântat, mai bogat, mai sănătos, mai frumos ca tine? N-ai observat asta? S-a îndreptat ochii spre ce nu ai și atunci nu te mai poți bucura de ce ai. E simplu. Și dacă îmi doresc ceva pentru voi, dar doresc ca Dumnezeu să lase vindecare în dreptul vostru. Amin? Repet. Aveam 10 ani, pe data de 13 august 1980, m-am urcat pe un stâlp de curent prin care trec peste 20.000 de volți. M-am prins cu mâna dreaptă de firul de curent, cu mâna stângă de împământare. Curentul a intrat prin mâna dreaptă și a ieșit prin mâna stângă. A carbonizat, a ars până la os mâna pe unde a intrat și a ars până la os mâna pe unde a ieșit.
M-a aruncat de la 4 metri direct în cap pe ciment. Toți cei din jurul meu au crezut că a murit, dar îmi place să spun asta. Atunci când toți au zis că a murit, a fost unul singur care a zis să trăiască. Cineva m-a luat pe brațe, m-a dus în grădina unui vecin, m-a îngropat în nisip până la gât și abia atunci curentul din trupul meu s-a scurs în pământ. Istoria e lungă, n-am timp să vă spun acum. M-a dus la spital la Orșova, de acolo m-au trimis la Timișoara și aici, directul spitalului de copii de la Timișoara, s-a uitat la mine, la părinții mei și a zis el așa: puneți-l într-un pas și lăsați-l acolo să moară, cel o stare să trăiască. Nu va putea să muncească niciodată, va fi o povară pentru familie, pentru societate. Puneți-l într-un pas și lăsați-l să moară, în 24 de ore va muri. Și m-a pus într-un pas și a așteptat să mor, numai că în dreptul meu Dumnezeu a rostit viața. După calculul omenești, trebuia să mor în 24 de ore și vă spun repede. A trecut o zi, două, trei, patru, nu s-a întâmplat nimic. În a cincea zi, pe ușa spitalului Dumnezeu a trimis un om. Îmi place să zic asta. Un om trimis de Dumnezeu. Fostul director al spitalului care a ieșit la pensie numai cu 3 luni în urmă. Așa face Dumnezeu. Nu i-a dat pace, nu i-a dat liniște, nu i-a dat somn la omul ăsta. Până l-a trimis acolo în spital, el m-a operat, el m-a salvat. Un om nepocăit. Și de ce am accent toată asta? Că a vorbit, ascultă, prinde ideea asta numai. Că a vorbit Dumnezeu unui om nepocăit și a spus la omul ăsta: scoală-te, îmbracă-te, du-te, că vreau să te folosesc, am nevoie de tine. Și s-a nepocăit, s-a sculat, s-a îmbrăcat și s-a dus exact unde l-a trimis Dumnezeu. Și cu rușine m-am gândit la mine. Dar gândește-te-și tu la tine. De câte ori nu ți-a zis Dumnezeu ție? De câte ori nu mi-a zis Dumnezeu mie? Scoală-te, îmbracă-te, că am nevoie de tine. Tu care ești în adunare de 10 ani, de 20, de 30. Și noi știți cum am zis? Doamne, acum s-a ocupat. Sunt obosit, iertați-mă că spun, dar spun, ne-am născut obosit. Eu am un prieten, v-am spus de el și data trecută, nu știu că vă amintiți. Am un prieten care n-are două picioare, prietenul meu. Stă într-un cărucior și acum ascultă paradoxul. Știi ce face omul ăsta fără două picioare? Știi ce face? Aleargă pentru Dumnezeu. Că nu se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care zice: ales Dumnezeu lucrurile mici și slabe să le facă de rușine pe cele mari și pe cele tari. Că atenție, oameni fără picioare aleargă pentru Dumnezeu, oameni fără mâini lucră pentru Dumnezeu. Și tu, hai fi sincer, tu? Avem noi o cântare care e tare frumoasă, care zice așa: sunt la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Dragii mei, dacă vă spun ceva acum, să nu las ca o laudă, nici de cum. În fiecare an, în noaptea de anul nou, noaptea de Revelion, mă rog și eu, Domnule, că ne rugăm toți. Pentru familie, copii. Dar știți ce mă rog întâi de orice? Auziți? Îi spun Domnul așa: Doamne, am o singură dorință, am eu multe, dar asta mi-e prima și cea mai mare. Doamne, vreau anul ăsta în care am intrat, 2021. Vreau să te folosești de mine și de viața mea. Ca anul ăsta, măcar un suflet, unul singur, unul, să vină la pocăință prin mine. Asta mi-e cea mai mare dorință. Măcar unul, Doamne. Smulge tu unul de acolo. Acum eu nu știu viața ta. Nu știu cu ce te lupți tu. Nu știu nimic de smerit, dar spun din partea Duhului Sfânt. În dimineața asta te întreb: de câți ani ești tu credincios, frate? N-am avut în gând să zic asta, dar Duhul Sfânt m-a dus în direcția asta. De câți ani ești tu credincios? Câți oameni au venit la mântuire prin tine? Câți? Prin viața ta, prin trăirea ta, prin cuvintele tale, prin faptele tale, fii sincer. A pus Dumnezeu un dar și în tine. Mi-au zis mulți în biserică: frate, eu nu vreau, eu vreau numai să ajung în cer. Ați auzit? După ușă acolo, zice. Primul după ușă. Zic, mă, nu te baza pe locul de după ușă, că e foarte ocupat. Toată lumea vrea după ușă, unde mai intri și tu.
O, mi-a zis unul, frate, eu n-am dar. Serios? Auzi, îți spun. Repede, repede spun, să nu țin din timp. A fost la Timișoara cu ceva timp în urmă un botez de 99 de suflete. Țin minte numărul ăsta. Și printre cei îmbrăcați în haine albe era un colonel de securitate. Și când se intre în apa botezului, păstorul l-a întrebat: ce te-a determinat să-l urmezi pe Domnul? Vreo predică de-a noastră? Vreo cântare specială? Și a zis colonelul: nu, domnule, nimic, zice. Eu, zice el, dacă aveam putere înainte și cineva îmi dădea voie, așa ură aveam pe pucăiți că îi împușcam pe toți, zice. Dar eu, dită mai colonelul, cu câți prieteni și atâtea grade, deodată, într-o zi, am fost diagnosticat cu o boală terminală. Și eram pe patul unui spital, în salon, la Spitalul Județean din Timișoara, singur și părăsit de toți. Și atunci, zice el, mi-am dat seama că toți m-au părăsit. Și acolo, pe spatul spitalului, cu perfuzii în mâini, cineva a bătut la ușă. A deschis ușa, erau doi tineri, doi adolescenți de 18-20 de ani și a zis copiii ăștia către el: domnule, am venit să ne rugăm pentru dumneavoastră, ne dați voie? Și a zis colonelul: pentru mine? Da. Dar mă cunoașteți? Nu, zice ei. Dar știți cine sunt eu? Nu. Dar cine v-a trimis? Dumnezeu din cerul, zice ei. Ne-a trimis să ne rugăm pentru tine? Și-o zice, rugați-vă! S-au rugat copiii ăștia doi, i-au lăsat pe masă două portocale și un măr și-au plecat. La următorul botez, printre cei îmbrăcați în haine albe, stătea colonelul. Vindecat 100%. Și-o zis, sunt aici astăzi pentru că într-o zi cineva a deschis ușa salonului meu. Asta e mare dar. Să nu mai zici că n-ai dar. Cum să te folosească Domnul? Uite așa să te folosească Domnul. Asta e mare dar. Dar acum fii sincer. Hai, fii sincer. Când a fost ultima oară în viața ta când ai deschis ușa unui bolnav? Nici nu mai știi. Când? N-ai vrea în această dimineață împreună cu mine să spui: Domnule, Doamne, sunt aici. Păi dacă tu te folosești de oameni fără mâini, de unii fără picioare, nu poate Dumnezeu să folosească de tine? Poate? Sunt la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Revin, s-a folosit Dumnezeu de un om nepocăit. Fostul director al spitalului, el m-a operat, m-a salvat. Vă spun repede, repede. Am stat 3 luni în spital, 3 luni de suferință, de durere. Am ajuns acasă, am început să merg la adunare, am început să mă cert cu Dumnezeu și m-am certat cu Dumnezeu 7 ani. Până într-o seară când Dumnezeu m-a vindecat. Într-o seară când am putut să-i spun Domnului: Doamne, mulțumesc și pentru ce mi-ai dat. Mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Asta e greu să știi. Am întâlnit acum aici un bărbat și mi-a zis: fratele Dan, că uite acum câteva luni soția lui a plecat la Domnul. Pentru tine poate ușor să zici, dar pentru el, pentru altul care și-a pierdut copilul la 29 de ani, asta nu e ușor să știi, asta e o treaptă mai înaltă. Când ai ajuns să-i zici lui Dumnezeu: Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat, ești la grădiniță, pe clasa întâi. Asta face oricine. Când ai ajuns să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ți-a luat, oho, ești la facultate. Asta nu face oricine. A fost o zi în viața mea când am spus Domnului: Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat și pentru ce mi-ai lăsat. Aici, ascultați-mă, la capitolul ăsta stăm cei mai corigenți, cei mai repetenți. Spunea Wulbrand că noi românii avem o boală, suferim de o boală. Știți care? Totdeauna spunea el că nouă ni se pare că găina vecinului pare curcan. Mă zic, cam așa e.
Totdeauna ne uităm, parcă altul e mai binecuvântat. Și vine Dumnezeu în cuvântul lui și spune așa. Așa îmi place când zice Dumnezeu în dreptul meu și al tău. Ce lucru ai tu, omule, și să nu-l fi primit? Cu alte cuvinte, Dumnezeu îți dă opțiunea și spune, spune tu un lucru care l-ai prin puterea ta. Păi frate, dar eu am făcut. N-ați auzit oameni care zic așa? Eu am realizat. Da, Dumnezeu zice, nu. N-ai făcut nimic prin puterea ta. Pune capul jos, smerește-te. Spuneam și azi dimineață, i-am spus unui prieten de-al meu odată, cea mai practică lecție. Zic, mă, ești cel mai bogat om. L-am văzut dărâmat, apăsat, deprimat. Vedeți cum face Dumnezeu? Oameni sănătoși, cu mâini, cu picioare, deprimați, căzuți. Și lângă el, unul fără mâini. Și ce spun mie mulți oameni care nu mă cunosc? Mă zice, când am auzit că vine la noi în biserică un om fără mâini, m-am gândit că vine unul apăsat, necăjit. Mă, dar m-am uitat la tine, mă, nu, tu nu ești deloc așa, mă. Știi că fața ta transmite ceva? Eu mă uit la tine și fața ta îmi spune ceva. Mă zic și zice, nu sunt așa eu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu care e în mine nu mă lasă să fiu așa. Și ce spun oamenii de pe strada mea, acolo unde stau în Timișoara, îmi povestea cineva, bă, zice, te-au văzut vecinii, s-au uitat la tine și ce-au zis vecinii nepocăiți? Bă, zice, pe omul ăsta îl iubește Dumnezeu, zice. M-am gândit, mă, dar cum și-o fi dat seama? Oarecum. I-am zis la prietenul meu ăsta apăsat, deprimat, mă, zici, ești bogat? Zice el, cum zici tu că-s bogat, că n-am nimic? Ascultă-mă, i-am spus, ești bogat? Când dimineața ta te-ai trezit din patul tău și te-ai îmbrăcat singur. Nu te-ai gândit la asta niciodată, nu? Nu știu că te-a îmbrăcat cineva vreodată. Dar știți, pe mine, azi de dimineață m-a îmbrăcat nevastă mea. Și spuneam și azi dimineață că m-a îmbrăcat bine, nu? M-a îmbrăcat bine? Ce ziceți? Mulțumesc! Auzi, ai putea să încerci și tu. Ascultă-mă, asta, experiența asta, face cât 1000 de predici, îți garantez. Uite, hotărăști o zi să nu-ți mai folosești mâinile deloc. Hai că nu mori o zi. Ai încercat-o și ce nu trebuie, recunoaște. Toate prostiile le-ai încercat. Uite, încearcă-o și pe asta. Mâine dimineață, când te scoli din patul tău, să aștepți să te îmbrace cineva. O zi. Să te pui la masă, să aștepți să te hrănească cineva, să-ți dea în gură să mănânci cu lingura, ca la copiii mici. Numai o zi. Să te duci la toaletă, vă spun că asta e cel mai greu. Să te duci la toaletă și cât ești tu de mare și de tare, să aștepți să vină altcineva cu tine, să te ajute în cele mai intime lucruri. Să te spele pe față, pe dinți, să te lege la șereturi. Apropo, eram într-o biserică chiar la amvon, și cum sunt bisericile tradiționale cu amvon și 7 scaune aici, și eu eram acolo între păstori și la un moment dat mi-am dat seama că mi s-a desfăcut șiretul. Și am zis, acum ce fac? Dacă îl pun pe păstor să mă lege la șiret, vă dați seama cum... Eram foarte într-o situație... Ascultă-mă, o zi numai să trăiești așa. Și îți garantez, îți spun din experiență. Asta nu-ți povești, nici predici în 5 sau în 7 puncte. Îți spun din experiență, o zi dacă trăiești așa, o să fii alt om. Nu o să-ți mai trebuiască nimic. Nici casă mai mare, nici bani mai mulți, nici nu mai știu ce vrei tu. Gata. Gata. O să fie ziua pocăinței tale. O să-ți dai seama că darurile lui Dumnezeu nu se pot cumpăra cu bani. Surorile, ascultați-mă. Faceți așa cu bărbații voștri. Când îi vedeți supărați, morocănoși, dați-le câte lingură în gură, nu în cap, bine? Că mai merită ei și în cap, dar numai în gură. O să aveți pace. Învață în această dimineață că n-ai făcut nimic pentru darurile lui Dumnezeu. A
fost ziua în viața mea când am spus Domnului, Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat, pentru ce mi-ai lăsat. Și acum vă spun repede, repede, pentru cei care nu știți ce mi-a lăsat Dumnezeu mie. Eram pe patul spitalului, aveam 10 ani și când m-am văzut fără amândouă mâini, am ridicat privirea în sus și m-am rugat ca un copil. I-am spus Domnului, Doamne, nu știu de ce Tu m-ai lăsat așa, dar știu că dacă Tu vrei, Tu poți și ai puterea chiar să-mi dai mâinile înapoi. M-am rugat așa 19 ani. Nu știu dacă te-ai rugat o rugăciune un an, doi în viața ta. Eu m-am rugat 19 ani. Am crezut ca un copil. Înțelegeți? Nu m-am rugat simbolic, metaforic. Am crezut că într-o dimineață o să mă trezesc și o să-mi privesc palmele și degetele. Așteptam minunea asta. După 19 ani, într-o zi de toamnă, atunci când am crezut că Dumnezeu nu mă mai ascultă, Dumnezeu mi-a dat mâinile înapoi, știți cum? Prin soția mea care este aici cu mine și am spus-o și data trecută când am fost la voi, eu spun și acum, o să spun toată viața. Sunt cel mai binecuvântat om din lumea asta. Nu spun ca o laudă, să nu iei ca o laudă. Mi-a dat Dumnezeu cea mai specială femeie din lumea asta. Ea n-aude ce zic acum. De 21 de ani suntem căsătoriți. Și dacă la ora 12 noapte am nevoie de ceva, ea e în picioare. De 21 de ani mă spală, mă hrănește, mă îndrejește în fiecare zi. Și acum ascultați, niciodată n-a zis, nu mai pot. Niciodată. Și vă mai spun ceva. Și spuneam și azi dimineață, astăzi, nu, ce vă spun acum, nu-s din filme, nici din cărți. E din viața noastră, frate și sorori. Domnul Martu ce spun, niciodată în 21 de ani soția mea n-a țipat la mine. Ați auzit bine, surorile, sper. Niciodată în 21 de ani soția mea n-a ridicat tonul la mine. Nu zic că tași mă că tu nu știi. Acum 20 de ani Dumnezeu ne-a dat o fetiță frumoasă. Trebuie să spun, sunt modest, dar trebuie să spun, e și frumoasă și deșteaptă, seamănă cu taică-su. E cea mai minunată. Acum 2 ani a luat bacaloriatul cu nota 10, să știți. A depus la 10 facultăți în America și toate 10 au acceptat-o. S-a bătut pe ea care să o ia. A pus Dumnezeu un dar special în fata asta. Asta știi de ce? Pentru că Dumnezeu știe să răsplătească. Vă mărturisesc că altă dată plecam joia în misiune, veneam marți, stăteam o zi acasă, plecam iarăși. Și o soția mea, ce va fi de copiii noștri? N-avem timp să stăm cu ei, n-avem timp să... Și am zis, stai liniștite, că Dumnezeu nu ne va lăsa de râs, nu ne va face de râs niciodată. Așa răspătește Dumnezeu. Acum 15 ani Dumnezeu ne-a dat încă un băiețel și acum 13 ani Dumnezeu ne-a dat încă un băiețel. Sunt răsfățat că Dumnezeu mi-a dat o prințesă și doi soldați, dar spuneam și azi dimineața, două experiențe, vă spun, mai pot un pic, un pic. I-am zis la fiica mea într-o zi, draga mea, uite, vreau să te uiți la mine și la mama ta, acasă la noi, nu la biserică, acasă. Și dacă îți place viața noastră de acasă, dacă îți place cum vorbim, cum ne purtăm, cum ne iubim, dacă îți place cum trăim noi acasă, atunci să-L urmezi pe Dumnezeu nostru. Iar dacă nu-ți place de viața noastră, dacă vezi în casa noastră o singură ceartă între mama și tata, dacă vezi așa ceva în casa asta, i-am spus, atunci ești liberă să nu-L urmezi pe Dumnezeu. M-am gândit ce curaj am avut. Nu știu dacă astăzi aș mai avea. Când fiica noastră am plinit 16 ani, a îmbrăcat haina albă, a intrat în apa botezului la biserica poarta celui din Timișoara. Și-a zis acolo, înaintea tuturor, vreau să urmez pe Dumnezeul mama și-a lui tata. Și știi ce a mai zis? Vreau să fiu ca mama. Vreau să semăn cu mama. Acum ai putea să faci ceva, ascultă-mă. Ăsta l-am numit eu testul testelor. Du-te acasă, frate și soră, și fă ce spun acum. Uite-te în ochii copilului tău, a fetei tale, a băiatului tău, și întreabă-l așa, dragul meu, draga mea, ți-ai dorit tu să fii ca mine? Ai vrea să fii ca mine? Fă asta. Dacă copilul tău zice, da, tata, da, mama, vreau să-L iubesc pe Domnul cum îl iubești tu.
Vreau să mă port cu soția mea cum te porți tu cu mama. Atunci ferice de tine. Dar s-ar putea să ai o mare surpriză, soră. S-ar putea fata ta să zică că de tine mama, după cum te ceri tu cu tata că 3 zile, 5 zile când vă cetați, nu vorbiți. Nu prea vreau să fiu ca tine. Și de ce o apreciez eu foarte mult pe soacra mea, mama soacră, soția mea, repede vă spun că n-am timp, are 9 frați. Ea s-a născut în București, a crescut în București, după Revoluție a ajuns într-o funcție importantă, a fost directoarea unei multinaționale și a avut sute de oameni în subordine. Dar Dumnezeu a zis, nu aici să fii tu. Și-a luat-o din funcția care a avut-o pe soția mea și a trimis-o în canale să îngrijească de copiii aceia străzii care locuiesc în canale, copiii plini de bube, plini de râie, plini de păduchi. Avea Dumnezeu să vadă în viitor că ea, Ligia, urma să fie soția unui om fără mâini. Și pentru asta trebuie calificare. Nu poți așa. Dar o apreciez foarte mult pe soacra mea pentru că a crescut 9 copii și astăzi toți 9 sunt în adunare. Dacă am zis că mi-a dat Dumnezeu cea mai bună soție, trebuie să zic, mi-a dat Dumnezeu cea mai bună soacră, nu știu, frații, bărbații, cum stați cu soacra, așa, dacă e acră sau nu prea, dar o iubesc pe femeia asta din toată inima. Știți ce a zis ea când a aflat că eu, un băiat fără 2 mâini, urmează să mă căsătoresc cu fica lor? Și și-o zis maica sa. O zis așa, lăudat să fie Domnul că te-a găsit pe tine, fata mea, în stare să faci asta. O mamă care atunci când a aflat că fata ei se va mărita cu un om fără mâini, o zis, lăudat să fie Domnul, ce maturitate! Am și eu o fată, nu? M-am gândit să vină fata mea la mine, sau poate ai și tu, nu? Ia gânde. Ți-e și greu să ți se imaginezi tabloul ăsta, nu, ți-e greu să te gândești. Să vină fata ta la tine, ia gândește-te la asta. Să-ți zică, tata, mama, mi-a vorbit Domnul, o să mă mărit cu un om fără mâini. Dar un om care îl iubește și îl slujește pe Dumnezeu. Întrebare. Cât ești tu de pocăit? Ce ai fi zis oare? Avem noi o vorbă. Știți voi, da? Teoria ca teoria, da? Nu vă supărați. Pe Dumnezeu nu îl impresionăm cu absolut nimic. Să uită Dumnezeu din cerul lui la un singur lucru în dreptul meu și al tău. Cum arăți în ochii Domnului? Într-o zi, băiatul nostru cel mic a venit la mine și a zis, eram preajma Crăciunului, zice către mine, tata, vrem să-ți facem un cadou. Zic eu, dar ce cadou vreți să-mi faceți? M-am gândit, ce poți zic cu un copil? Zice ăsta micu, tata, zice, mâine dimineață vrem să mergem cu tine la magazin că vrem să-ți cumpărăm mânuțe. El credea că dacă cumpărăm pâine, lapte, zahăr de la magazin, cumpărăm și mânuțul, tata. Și am zis, cum să-l dezamăgesc eu? Cum să-i spun că asta nu se poate? Și spun, dragul tate, știi, mulțumesc că vreți să-mi faceți cadou ăsta, dar mânuțul lui tata stare scumpe și voi n-aveți bani să le cumpărați. Și am crezut că cu asta l-am liniștit. Dar copiii găsesc soluții întotdeauna. Ăștia specialiști în soluții. Ascultați, o sărit ăsta mic din scaun, s-a zis la noi prin bucătărie, a deschis sertarele, tot adunat cu un leu pe jos, un leu din un sertar, un leu din altul. Într-o zi m-am trezit că vine cu un teanc de un leu la mine. Știți un leu românesc, ăla, când mergeți în țară, îl puneți voi la colectă, da? Așa, nu vreau să intru în subiectul ăsta acum. A venit cu un teanc de un leu și a zis, vă spun cuvintele lui. Zice, tata, s-a rezolvat problema. Nu fi trist. Avem bani, zice. Mâine dimineață mergem să-ți cumpărăm mânuțe. Atunci, fraților, ascultați-mă. Atunci mi-a zis Duhul Dumnezeu așa. Credința asta vreau să o ai tu. Și am pus capul jos și am zis, Doamne, n-am credința asta. Eram într-o biserică undeva în Germania și cu asta închei. Și în timp ce eu vorbeam aici în față, băiatul nostru cel mic, Asher, îl cheamă, a ieșit în curtea bisericii, a găsit un cui pe jos și a pus ochii pe cea mai nouă mașină din parcare. Un BMW negru nou-nouț, cumpărat de 3 zile, care a costat 100.000 de euro. Și în timp ce eu am vorbit aici o oră, el a desenat pe ea, a făcut numai flori. Și ghiocei și de toate. Vă dați seama. M-am gândit, mă, când e mare, îl dau la desen, care are un talent special. Am ieșit din biserică, proprietarul m-a așteptat lângă mașină și foarte senin a zis către mine, auzi, frate, frate, dar acum ești bun de plată. Și mi-a și zis, mașina asta a fost cumpărată de 3 zile și a costat 100.000. Fraților, am zis că pică cerul pe mine. Dar știți ce m-am rugat atunci?
uite că Dumnezeu ascultă și rugăciunile astea. Am zis, Doamne, fă Tu ceva, nu știu ce faci. Trimite un înger, dar fă ceva. Și credeți că Dumnezeu a trimis un înger? A venit un bărbat la mine, parcă îl văd așa, îmbrăcat răcăcios, cu căciul în cap, nebarberit. Cum spunem noi, parcă nu dădeai 2 lei cumva. Și tot insista, tot mă întreba ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Până la urmă i-am spus, ce se întâmplă, frate? Uite, băiatul meu a zgârea mașina asta scumpă și mă, nu știu ce fac. Și ascultat ce mi-a zis el. A râs așa un pic, a zâmbit. Și a zis către mine, frate Sergio, zice, tu să nu te oprești niciodată. Să te duci înainte și să spui minunile Domnului, că mulți oameni au fost ridicați și mângâiați prin cuvintele voastre. Cât despre mașină, zice el, să stai liniștită, să stai liniștit, că nu o să plătești nimic. Zic eu, mă, frate, eu cred că tu n-ai înțeles bine. N-ai înțeles bine. Mașina asta costă 100.000 de euro și zgâriată toată, desenată. Și azi el, ba, m-a înțeles. Tu crezi, zice el, vă spun cuvintele lui, tu crezi că Dumnezeu rămâne fără slujitori? Tu crezi că Dumnezeu rămâne fără oameni? S-a dus și a zis, a vorbit ceva cu proprietarul, a venit proprietarul mașinii lângă mine și a zis către mine, gata, frate, poți să te duci, ești liber, nu mai plătești nimic. Mi-era și teamă să-l întreb, zic, mă urc în mașină acum și plec repede, pentru nu se răzgândește asta, știi? Nu știu ce i-a zis, nu știu cine a fost, nici acum. M-am urcat în mașină, am plecat spre casă, eram bucuros, cum n-am fost în viața mea, dar eram tot așa de supărat, zic, când ajung acasă să-l pedepsesc pe ăsta mic, nu știu, fac ceva cu el. Știți cum ne pedepseau pe noi părinții în România? Ne puneau un genunchi, da? Cu mâinile sus, știți voi? Metodă din astea medievale. Zic, mă, fac ceva cu el. Să-l bat, zic, dar cum să-l bat? Aveam toate planurile în cap. Am ajuns acasă și când eram gata să-l cert, ăsta micu s-a prins de figură. A venit spre mine, a deschis mâinile, brațele. Auziți, m-a îmbrățișat cu amândouă mâini. Și a zis așa către mine, tata, să știi că te iubesc. Zic, mă, dar îți dai seama ce ai făcut? Și auzi ce-a zis el, tata, să nu uiți că te iubesc. M-a topit, vă dați seama. Atunci mi-a zis Duhul Sfânt, frații mei. Ai văzut? Mi-a zis Duhul Sfânt. Oare când ai zis tu lui Dumnezeu așa? Am zis și eu câte tine în această dimineață. Oare când ai zis tu lui Dumnezeu așa? Și acum spiritual vorbesc. Înțelegi ce vreau să zic? Ia gândește-te, frate, câte mașini n-ai zgâriat tu în viața ta? Ai, ai. Câte n-ai făcut cu mâinile tale? Unde te-au dus picioarele tale și ai vorbit cu gura ta? Că dacă ar pune Dumnezeu păcatele tale pe ecranul ăsta din spatele meu să le vadă toți, te-ai băga 7 metri în pământ de rușine. Să-ți descopere Dumnezeu toate mărșăviile. Oare când a fost ziua aceea în viața ta, sincer? Când ai zis tu lui Dumnezeu, tata? Așa cum sunt eu. Mai gâne câte o mașină, mai scăpătez, mai cad, dar vreau să spun că te iubesc. Știți, foarte multe surori o întreabă pe soția mea în biserică unde mergem. Nu-i așa, soră Aligia, cât ți-e greu? Să stai lângă un om fără mâini, să-l îngrijești în fiecare zi, nu-i așa că e greu? Și auzi ce spune soția mea, soră, nu-i greu deloc, că-l iubesc. Și când iubești, nimic nu-i greu. Când iubești pe Dumnezeu, dragul meu, nimic din ce faci pentru El nu-i greu, nimic. Din ziua aceea îți mărturisesc că nu a trecut o seară sau dimineață din viața mea să nu-i spun lui Dumnezeu în fiecare zi așa. Te iubesc, Iisuse. Haideți pe picioare. Te iubesc, Iisuse. Te iubesc, Iisuse. Te voi iubi mereu. Te voi iubi mereu. Și ca o nouă declarație.
Ești cel mai frumos. Haideți împreună. Și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile. Ești cel mai frumos. Ești cel mai frumos. Măreț și înălțat. Măreț și înălțat. Prin tot ce ai creat, ești Doamne minunat. Ești cel mai frumos. Vreau să mai cântăm o altă strofă asta, dar vreau să mă ascultați un minut. Doar un minut. Spuneam și azi dimineață, am avut o experiență specială cu cântarea asta. În ziua când soția mea era mireasă, era îmbrăcată în roche albă, era așa de frumoasă, era așa de bucuroasă. Imaginați-vă scena asta, o mireasă frumoasă, bucuroasă, fericită lângă un om fără mâini. A venit tot orașul, cu orice avea un oraș micuț, a venit tot orașul să vadă cine-i fata asta care s-a măritat cu mine, un om fără mâini. Și cineva care a venit să o vadă a încurajat-o între ghilimele și a zis că trăia așa, o să fii singura mireasă neîmbrățișată. S-a auzit asta în ziua anunții tale. I-a spus, bărbatul ăsta nu te va putea îmbrățișa niciodată. Ea a venit la mine tristă și mi-am dat seama că e tristă. Și am zis, ce s-a întâmplat? Și o zis, uite ce mi-a zis cineva, că o să fiu singura mireasă neîmbrățișată. Am zis, da, draga mea, așa e. E adevărat. Dar eu mă bazez pe Dumnezeu care a zis în cuvântul Lui că va veni o zi când vom sta toți în picioare, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și vom cânta o cântare nouă. Știi ce am zis? Aceea va fi ziua când o să te strâng în brațe tare. Pregătește-te de pe acum. O să te strâng tare de tot. Acum poate-ți vorbește Domnul ție, bărbatule care ești aici. Tu ai două mâini, ascultă-mă. Și n-ai îmbrățișat-o pe soția ta de ani de zile. Pentru tine-i cuvântul ăsta. Tu ai două mâini. Și nu i-ai adus un buchet de flori la soția ta de 10 ani. Ai așteptat numai să fii servit, călcat și spălat, atât. Tu ai două mâini și în loc să mângâi cu mâinile tale, ai arătat cu degetul, ba mai mult, ai învinuit, poate ai lovit. Duminica trecută am fost într-o biserică și am zis, Doamne, de ce ne-ai dus tu aici? Și la sfârșitul bisericii o soră a sunat unde eram acasă, la gazdă, și a zis, dă-i pe speaker că vreau să zic ceva la fratele Sergiu. Și-o dat pe speaker și-o zis sora asta către mine, frate, am 70 de ani. Azi e prima zi după nuntă, când soțul meu a venit acasă și m-a îmbrățișat și mi-a zis că mă iubește. De 50 de ani nu mi-a zis. Dumnezeu te-a trimis la noi în biserică ca să miște inima asta de piatră, să o sfarme. Poate tu ești unul din ăsta. Știi ce am zis la soția mea? Un singur lucru îmi pare rău, că aș vrea să cânt Domnului cântarea asta, e cel mai frumos, și aș vrea să înalț mâinile mele către cer. Vedeți ce trist e, că unii care ar vrea să înalță mâinile către cer nu pot, iar alții care pot, nu vor. Am vreau să cântăm încă o dată strofa asta. Și vreau să vă rog ceva. În timp ce cântăm strofa asta, dacă ai libertatea, dacă vrei, numai dacă vrei, așa să înalți mâinile tale către cer, iar dacă nu vrei, nu ești tu liber să faci asta. Sau poate nu te simți curat, nu știu. Te rog ceva, ridică-le în locul meu, omule. Fă asta pentru mine cu toată inima ta și cântă. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile,
Te adoră zorile, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos. Mărecină ta, prin tot ce ai creat, ești Doamne minunat, ești cel mai frumos. Dacă ești aici în această dimineață și te recunoști ca fiind un om cârtitor, poate toată viața ta ai fost așa. Nemulțumit de soția ta, ce a făcut n-a cu bine. Nemulțumit de tot ce e în jurul tău. Dacă ai fost așa, dacă ești așa, în dimineața asta spune: Doamne, Doamne, ăsta sunt eu. Aici sunt, Doamne. Schimbă inima mea. Atinge inima mea. Dacă ești aici, vă mărturisesc că am vrut să mă pun jos, dar Domnul să nu mă lăsa nici cum. Ești aici, inima ta nu-i toată Domnului. Știți că există un împărat în Biblie pe nume Amația, despre care Biblia spune așa: un om care a făcut numai lucruri bune înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era dată întru totul Domnului. Mi-a zis Domnul, mi-a arătat Domnul că sunt aici unii care stați cu un picior în biserică și cu un picior afară. Inima ta e o inimă împărțită. Și ești aici. În dimineața asta spune: Doamne, Doamne, ăsta sunt eu. Atinge-te de inima mea. Schimbă inima mea. Intră în inima mea, Doamne, schimbă viața mea. Te-ai rugat, femeie, atâta timp ca Dumnezeu să schimbe pe soțul tău. Ai vrut să-l schimbi tu. Ai vrut să-l schimbi tu. În această dimineață spune: Domnule, Doamne, ți-l dau pe mâna ta. Fă tu ceva cu el. Schimbă casa mea. Am nevoie de tine, Doamne. Orice problemă ai avea, prin orice ai trece, în orice situație ai fi, acolo unde ești, deschide-ți gura și spune împreună cu mine: eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea, cea mea apărare. Și acum un singur minut cer permisiunea fraților, aș vrea să facem o rugăciune de un minut. Dar ascultă-mă, așa cum spuneam și azi dimineață, aș vrea în rugăciunea asta să nu-i mai cer Domnului nimic. Și ce am văzut, frații mei? Toată viața noastră nu m-am cerut. Și oricât s-ar da Dumnezeu, niciodată nu te saturi. Niciodată nu este destul. Așa rugăciunea asta doar atât să-i spui: Domnule, Doamne, astăzi nu mai vreau să-ți cer nimic. Astăzi vreau să spun doar atât: ești cel mai minunat. Câteodată când vin seara acasă obosit, vin băieții mei pe lângă mine și zic eu către ei: mă, dar vreți ceva? Ei zic: nu, tata, nu vrem nimic. Au și zice el la micul de mine: vrem să spunem doar atât, tata, că ești cel mai minunat, tată. Așa îmi vine să zbor. Ești cel mai bun, tată. Și te iubim așa de mult. Aș vrea rugăciunea asta să spui și tu la fel Domnului: Doamne, astăzi nu mai vreau să-ți cer nimic. Destul că toată viața am cerut. Uite, în dimineața asta, gata, ajunge. Astăzi vreau să spun doar atât: nu-i nimeni ca tine, Doamne. Ești așa de minunat. Te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Te laud când dimineața asta m-am trezit din patul meu și m-am îmbrăcat singur. Te laud că mi-ai umplut masa de binecuvântări. Te laud că mi-ai umplut casa de binecuvântări. Te laud că mi-ai dat o viață nouă. Te laud, Doamne! Haleluia! Hai să intrăm cu toți în rugăciunea asta. Herișa barakadashirasa.